Este belșug în plasele pescarilor de pe litoralul românesc. Delicioasa scrumpie de Marea Neagră, un pește rar altădată, a apărut în bancuri numeroase în apele noastre. La începutul primăverii, scrumpiile urcă pe Dunăre ca să-și depună icrele. Acesta este și momentul așteptat de pescar pentru a captura această pradă foarte gustoasă. Ieșirea pe mare nu este însă lipsită de pericole. În ultimele zile, marea a fost agitată, iar vântul a provocat valuri care în larg au avut și 6 metri. Însă apa este foarte caldă și a adus aproape de țărm toate comorile ei, inclusiv bancurile de scrumbii. Mi-a prins furtuna, sperăm pe mâine să fie mai bine. Ce ați prins astăzi? Scrumbie, scrumbie, doar scrumbie. A început sezonul cam de vreo 2-3 săptămâni, a început să se arate în plase. Scrumbia merge pe mal către Dunăre, unde depune icrele. Atunci când marea este liniștită, pescarii se bucură de capturi frumoase. Sute de kilograme de scrumbie sunt culese din plase și aduse la mal. Apa mării nu mai este atât de rece și de ceva vreme există și o reacție, o adaptare a tuturor speciilor care încep să fie active mai devreme. Scrumbia nu face o excepție din acest punct de vedere. Din barcă, scrumbia ajunge în pescării, unde se vinde cu 45 de lei kilogramul. Galantarele se golesc însă înainte de ora prânzului. Mai grase, mai scrumbia se mănâncă în special în această perioadă în care se apropie postul Paștelui. La cuptor, cu sos dulce, acrișor din lămâie, ori pur și simplu pe plită, scrumbia este foarte apreciată. Este bogată în proteine și vitamine și are un conținut scăzut de colesterol. Scrumbia cel mai bine merge la plită. Merge și prăjită, cum depinde de fiecare cum dorește. Acum este sezonul. Scrumbia de Marea Neagră are și o valoare economică importantă. Anual se pescuiesc din apele noastre peste 25 de tone.